Gheorghe Ștefan s-a declarat surprins și dezamăgit de plecarea la PSD a senatorului Lucian Iliescu. El spune că nu a avut nicio informație despre acest lucru. Nu pot să cred, repet, nu pot să cred că un om cu prestanța pe care a clamat-o, cu autoritatea pe care a clamat-o sau a avut-o sau nu a avut-o, nu știu, eu pe domnia sa l-am cunoscut de 2-3 ori, l-am văzut înainte de a veni la noi, dar la vârsta și poziția domniei sale de demnitar, de senator, să spui că pleci de la UNPR la PSD. Liderul PNL Giurgiu a mai anunțat că în cadrul filialei liberale va avea loc o reorganizare. Obligatoriu din CEJEX vă propune să facă parte primarii în funcție, cei 6 primari pe care îi avem, consilierii județeni și consilierii locali. De săptămâna viitoare aștept din partea consilierilor noștri județeni și locali să vină aici, în fața dumneavoastră, și să facă o poziție constructivă față de proiectele pe care le au de aprobat sau nu. Le recomand, la modul cel mai serios, să aprobe orice proiect care este în beneficiu cetățeanului. La următoarea ședință a Biroului Politic Național al PNL se va decide numirea unui președinte al PNL Giurgiu, renunțându-se la varianta cu doi copreședinți, a mai arătat Gheorghe Ștefan. Cel mai probabil, el va fi cel ce va primi funcția de președinte.